corpurile de iluminat în pasul cu tehnologia. Vorbim azi despre lustre smart, care țin hoții la distanță, deoarece sunt controlate de pe telefon cu o aplicație. Ele își schimbă lumina, de la tonuri reși la cele calde, dar au și nuanțe colorate. Puteți alege astăzi între lămpi din placaj sau chiar din ață, fie lustre ce par vopsite de un zugrav neglijent, dar există și veioze do-it-yourself, în care alegeți piciorul și apoi abajurul dorit. Lumina este unul dintre cele mai importante aspecte într-o încăpere. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul Otilo Mate, care ne va introduce în universul corpurilor de iluminat. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Mulțumim! Vom lua pe rând toate trendurile și stilurile care există în showroom-ul dumneavoastră și v-aș ruga să ne spuneți ce mai cumpără clujenii anul acesta. Clujenii cumpără tot felul de diversificăți. Deci asta depinde... Toate depinde de amenajarea apartamentelor, sincer. Deci cumpără de la stilurile clasice până la modern, cam orice. În momentul în care ai o încăpere mobilată în stil clasic, automat trebuie să mergi pe aceeași linie, să cauți un corp de iluminat adecvat. Dacă ai un apartament minimalist, va trebui să mergi pe linia aceea de design și în ceea ce privește abajururile. Le vom lua pe rând. În spatele nostru avem niște veioze, dar niște veioze mai speciale. Spuneți-ne despre ce este vorba. Veiozele respective sunt făcute în așa fel ca clientul că se poate să aleagă dintr-un model de veioze, cum vedeți, că sunt fără abajoare, și după aceea ca să aleagă și un abajur potrivit pentru veioza respectivă sau pentru spațiul respectiv. Practic ne putem configura veioza cum dorim noi. Alegem piciorul ei din lemn masiv, din felii de lemn, așa cum vedem aici în spatele nostru, pe rotund, pe pătrat, iar apoi configurăm veioza alegând unul dintre abajurile de aici, pe culori sau texturi diferite. Produsul final va căpăta o altă formă. Așa este, exact. Și forme diferite, dimensiuni diferite, deci cam tot ce vrea clientul sau ce dorește clientul, putem să ajutăm ca să aleagă veioza potrivită. Este pentru prima dată când am găsit conceptul acesta de veioză do-it-yourself, să spunem. Cât de încântați sunt clujenii că pot să aleagă, nu știu, un picior de veioză din lemn masiv sau unul din metal, cum este cel de aici, iar abajururile se pot selecta și ele în funcție de preferință. Vă dați seama că sunt foarte încântați pe partea asta, pentru că când ajung deja la noi, că au fost, că nu tot timpul vin clienții prima dată la noi în showroom. Și normal, când vin și văd că pot să aleg un tip de veioză cu un alt tip de abajur sau cu orice tip de abajur, normal că sunt încântați, pentru că în mod normal și în principiu, veiozele sunt standarde, cam la orice furnizor. Noi încercăm ca să diversificăm lucrurile astea. Și de multe ori se poate să îți placă, nu știu, piciorul veiozei, să fii foarte încântată de cum arată, alegi un picior, nu știu, metalic, cum este cel de aici, dar abajurul să nu fie chiar pe gustul tău, dar nu ai ce face, faci un compromis altfel. Exact, sau chiar invers, poate că îți place abajurul, dar nu îți place piciorul și da, da. Exact. Exact. Trecem mai departe și spuneți-ne, vă rog, mai departe ce avem pe partea dreapta noastră și cât de căutate sunt aceste tipuri de lustre. Pe partea noastră, din capăt până în față, sunt corpuri, cam, mă rog, pentru spații mai înalte, pentru case. În principiu se pot pune și pentru spații mai joase, de exemplu, că fiecare corp care vedeți că atârnă e și ajustabilă, adică se poate ajusta înălțimea corpului. Potrivite atât pentru apartamente cât și pentru case sau sunt și anumite modele pe care preponderent le recomandați caselor cu o înălțime de la un 3-4 metri? Sunt și corpuri care recomandăm pentru 3-4 metri normal, dacă e un spațiu mai înalt, dar în principiu, de exemplu, în Cluj, mai mult ne axăm pe apartamente, pentru că sunt mai general multe clujenii acolo. Exact, sunt apartamente. Dar încercăm să alegem corpurile și să ajutăm clienților să aleagă corpurile în așa fel ca să fie mulțumiți. Se poartă metal, se poartă lemn, se poartă culoarea bronzului sau dimpotrivă inoxul. Ce vindeți cel mai mult? Ce solicitări primiți? În principiu vindem mai mult pe partea de metalice. Chiar este, acum imediat ajungem aici într-o parte unde sunt corpurile cam cele mai vândute, pot să zic așa, un clasico modern, vintage, zicem noi,
pentru că astea cam se pretează și pentru apartamentele mai moderne și pentru apartamentele mai clasice. Acum nu vorbim de clasic, acela baroc, normal, pentru că acolo nu se potrivesc. Dar, în principiu, se potrivesc pentru orice spațiu. Observăm, da, într-adevăr, genul acesta de abajururi, de lustre, le regăsim și în foarte multe cafenele, în foarte multe localuri. Da, este unul dintre trendurile anului. Exact. Și chiar nu neapărat anului ăsta, acestuia, că cam de o perioadă bună încoace, cam se caută tipul ăsta de corpuri de luminat. Se folosesc în general în livinguri sau chiar se încumetă clujenii pentru dormitoare sau partea de dining, de bucătărie? Chiar pentru dormitoare nu, dar în principiu, cum sunt apartamentele astea noi acum și sunt open space-uri, zicem noi, adică intră într-un spațiu și ieși și bucătăria și living-ul. Normal că dacă îi place la client, de exemplu, să pune ceva de genul în bucătărie, normal că mergem pe aceeași linie pe tot apartamentul. Deci și pentru partea de living, și pentru hall-uri, asta depinde normal și de client, dar încercăm ca să menținem aceeași linie. Se poartă, nu știu, o amenajare unitară în ceea ce privește corpurile de iluminat, așa cum spuneați mai înainte, dacă mergi, nu știu, pe abajururi de genul acesta, deasupra mesei de living, încerci să păstrezi linia unitară în tot apartamentul, în toată locuința, sau poți să rupi ritmul? Poți să rupi ritmul, că dacă, de exemplu, sunt spațiile delimitate, că, de exemplu, multă lume face și în așa fel că living-ul e cumva spre clasic sau modern și bucătăria invers, atunci normal că rupem linia respectivă. Dar încercăm să menținem totuși cumva genul de lustre, ca să punem în apartament. În spatele nostru avem, cred că este una dintre piesele de rezistență ale showroom-ului, un lampadar trepied, un lampadar mai special. Pe interior este cu foiță de aur, este cu foiețe de aur, da. Și e un tip trepied pentru care normal ai nevoie de un spațiu un pic mai mare, mai largă, pentru că altfel nu prea încape. Genul acesta de piese sunt mai mult decât un lampadar, un abajur cu funcție utilitară. Până la urmă este un punct de focus în casă. Un punct de focus pentru casă, da, și o lumină în plus, în mod normal. Pentru că dacă ai nevoie de o lumină, acum, ori difuză, ori pentru citit, atunci poți să alegi un lampadar de genul. Și pentru lumină mai difuză și pentru citit. Lumina este, într-adevăr, din luminile casei poți să schimbi total aspectul în funcție de cum le poziționezi și cum dorești să fie impresia finală. De regulă vin clienții dumneavoastră în showroom însoțiți de un designer de interioare sau își încearcă propriile forțe în ceea ce privește amenajările? Își încearcă propriile forțe în primul rând și se bazează pe noi. Și noi asta încercăm să facem, că dacă, normal că vedem dacă un client cam nu se pricepe sau nu știe ce vrea, atunci încercăm ca să aflăm ce stil are, ce-i place, cum are amenajată casa sau cum o să fie amenajată casa și în funcție de asta încercăm ca să recomandăm corpuri de luminat. Observăm aici un alt stil de lampadare. Sunt asemănătoare cu cele pe care le vedem pe platourile de filmare. Cine cumpără genul acesta de lampadare? Sincer, nu prea se cumpără genul ăsta de lampadar, pentru că nimeni nu face un stil de studio într-un apartament. Deci mai mult s-ar putea să vindem pentru un showroom de reprezentanță, pentru baruri, pentru localuri. Deci cam, mai cam degrabă ca, sunt cumpărate ca piesă de decor decât pentru funcționalitate neapărat. Exact, așa este. Iar ceea ce vedem pe sus, lustrele acestea metalice, mi se par multe din ele și cu influență orientală, adică zona aceea mediteraneană, Maroc. Exact, Maroc, mediteraneană, și sunt făcute manual corpurile respective. Asta, mă gândesc... O parte manual, normal, că... Da. Ridică mult prețul în momentul în care vorbim de piese handmade? Da. Nu foarte mult, dar normal că costurile se ridică dacă vorbim de un corp făcut manual sau parțial manual.
Iar în momentul în care vin la dumneavoastră clienții și nu știu, spun că doresc ceva mai special, în momentul acela, nu știu, ce trage mai greu în balanță când le faceți o propunere? Prețul, care este puțin mai ridicat când oferiți un produs unicat sau poate în serie limitată, sau totuși se face un pic rabat la, nu știu, preferințele acestea, când dorești ceva personalizat în detrimentul? Deci prețul deci prețul dispune de chestia asta, sincer, pentru că multă lume vine și zice că vrea ceva special. Și atunci normal că deschidem catalogul, pentru că speciale nu prea avem în showroom, pentru că încercăm să facem undeva o linie în mijloc și să expunem produsele nici foarte scumpe, dar nici foarte ieftine. Când vorbiți de linia de mijloc, este vorba atât de buget, cât și de gusturile, practic. Nu propuneți niște lucruri foarte excentrice pentru că ar fi mai puțin cumpărători pentru așa ceva? Exact, așa este. Deci linia de mijloc refer și pentru buget și pentru stil până la urmă. Da. Dar în principiu pentru buget. În principiu pentru buget. Și de acolo încercăm, mai deschidem catalogul, mai arătăm și din catalog produse, că avem de unde și sunt în mod normal 13.000 de produse. Avem 14, nici nu știu exact, care se schimbă din jumătate de an. Spuneți de schimbarea foarte deasă a colecțiilor. Asta ține cont de, nu știu, în momentul în care expuneți pe showroom niște piese, cum sunt cele din jurul nostru, țineți cont de tendințele internaționale și reamenajați periodic showroom-ul în funcție de ceea ce vine, nu știu, de la Milano, din Franța, din zonele cu influență în design? Nu. Deci pur și simplu încercăm să amenajăm showroom în așa fel ca să mergem pe o linie cam care se vinde aici în zona. Pentru că nu are rost ca să aduc tendințele din Milano sau să aduc tendințele din Germania, pentru că gusturile diferă foarte mult din Germania până în România. Asta e foarte interesant, pentru că în momentul în care vorbim de gusturi, e foarte interesant dacă gusturile clujenilor se aliniază cu ceea ce primim ca feedback de la, nu știu, trendul anului din străinătate. Multă lume vine și avem clienți care vin că au fost la expoziții, de exemplu, din Frankfurt, la expoziție din Milano și normal că suntem prezenți în Germania, în Austria, suntem prezenți în expozițiile de genul. Dar nu chiar putem să-i ajutăm clienții tot timpul în ceea ce-ți doresc ei până la urmă. Pentru că noi avem o gamă variată, dar nu putem să facem corpuri la comandă, de exemplu, că dacă gândește clientul că vrea nu știu ce. Deci produsele sunt standarde, sunt făcute de designerii noștri. Suntem la sectorul abajururi de cristal și pare că suntem într-o mieșină de nopți. Se mai cumpără cristalurile? Și dacă da, pentru ce tip de case? Hotărât, da, de se cumpără cristale. Pentru ce tip de case? Cristalele funcționează și pentru case mai și apartamente mai clasice, că se pretează, și pentru apartamente moderne, pentru că e cumva și e modern, dar și e clasic într-un fel. Pentru apartamente sau case clasice sau clasice amenajate, avem și alte tipuri de lustre, de exemplu, din cristale. Deci astea mai mult se pretează pentru apartamentele moderne. Da, observăm liniile, forma mult mai futuristă decât cea pe care o știam noi din copilărie, clasicul candelabru de cristal deasupra mesei din sufragerie. Sticlă și cu brațe și cu... Da. Brață cu mulți sursuri de cristal, într-adevăr. Aici vedem un alt stil de a gândi aceste lustre din cristal. Sunt linii rotunde, curbe, dar în același timp mergi pe lucruri foarte simple. Nu există brațe, pur și simplu lucruri simple. Sunt până la urmă și cumva pot să zici că sunt minimaliste, dar în același timp sunt și ceva wow. Pentru că sunt din cristale, sunt foarte luminoase. Normal că cristalele emit și lasă lumina să treacă un pic altfel decât un abajur simplu din sticlă.
E nevoie în momentul în care alegem un asemenea corp să îl poziționăm în fața unei oglinzi sau pentru, nu știu, pentru a potența lumina, pentru a potența strălucirea lui, sau este suficient să ne bucurăm de simța lui prezență? Deci nu neapărat trebuie să pui în fața unei oglinzi sau să fie pe o perete oglindă. Pur și simplu poți să pui simplu, singur, într-o încăpere, pentru că deja are o personalitate și un corp de iluminat de genul. Dacă pui normal, asortezi și cu o oglindă de genul, normal că iese altfel în evidență. Observ acolo realmente o oglindă a cărei ramă este construită din cristală. Este o oglindă pentru living sau o oglindă pentru băi sau poate, nu știu, zona de machiaj a unei doamne? Pentru machiaj, pentru living, pentru hall. Pentru băi, nu, pentru că nu au protecția pentru abu și pentru umiditate. Pentru băi, de exemplu, sunt corpuri speciale și pentru exterior, normal. Astea nu funcționează pentru băi. Partea dreaptă avem alt tip de lustră din cristal. În continuare păstrăm linia modernă, văd aici. Spuneți-ne câteva cuvinte despre acest stil și cine este clientul ideal pentru aceste corpuri de lucru. Corpurile respective mai mult se pretează pentru amenajare clasică. Da, pentru că sunt alt fel de cristale. Vedeți și dumneavoastră, nu mai sunt cristalele acelea micuțe care sunt atașate pe corp. Pur și simplu, tot corpul e din sticlă. Și din cauza asta se pretează mai mult pentru un stil clasic decât pentru unul modern. Genul acesta de lustră se așează de obicei deasupra unei mese de sufragerie sau, nu știu, poate deasupra unei deasupra barului care desparte o sufragerie de o bucătărie open space. Așa este, exact. Deci genul ăsta de corp care sunt mai lungi sau nu sunt rotunde, normal, vin deasupra la o masă, deasupra unui bar, deasupra unui delimitare până la urmă, din living până în bucătărie. Adică, da. Dacă pe partea dreaptă avem liniile drepte, liniile mai simple, pe partea aceasta scânteierile ne iau ochii de dreptul și avem operă de artă. Un asemenea candelabru cred că are nevoie de o zonă spectaculoasă de expunere, nu știu, poate un hol, un gol al casei scării sau oricum ceva cu tavan foarte înalt. Exact, pentru casa scării sau pentru un magazin de reprezentare normal, mai specială, pentru că un asemenea corp nu poți să pui oriunde sau într-un bar unde vinzi bere sau, mă rog, da, deci e nevoie și de spații speciale pentru corpuri speciale. Și are nevoie de o înălțime corespunzătoare, deoarece altfel, nu știu, pe tavanul unui apartament de bloc ți ajunge până la nivelul nasului. Chiar mai, da, exact. Aveți solicitări din partea clienților, persoane fizice, să presupunem că, nu știu, ai o casă, într-adevăr, nu un apartament, dorești să o mobilezi, să o decorezi spectaculos. Se cumpără genul acesta de candelabră? Da. Da, chiar se cumpără și se caută genul ăsta de corpuri și nu putem să facem față, sincer, la cerințele clienților. Avem o gamă variată și din corpurile respective, dar de multe ori nu putem să dăm ceea ce dorește clientul. Zona băi este la fel de bine reprezentată, de la corpuri de iluminat cu linii foarte simple, sobre, drepte sau curbe, până la aplicele pe care le vedem aici, aplice cu cristale și țurțuri sau aplice cu cristale încorporate. Spuneți-ne dintre cele două stiluri pentru baie, care se cumpără cel mai bine și după ce criterii aleg clujenii un corp de iluminat în baie, chiar dacă uneori baie rămâne cenușăreasa amenajărilor în ceea ce privește lumina? Da, așa este, numai că mulți clienți asta nu înțeleg, că în baie, până la urmă, ai nevoie de lumină, nu neapărat de un design. Dar foarte, deci normal că clienții vor ceva spectaculos și în baie. Și atunci încercăm ca să-i ajutăm și pe partea de baie, în așa fel, ca să fie clienții mulțumiți, normal. Dar de multe ori avem o treabă grea în privința asta, pentru că și pentru partea de baie, de multe ori, se cere cristale, de exemplu. Nu știu în ce măsură totuși se ia în considerare faptul că un candelabru
de plafon în baie este spectaculos, dar în același timp nu știu dacă lumina este suficientă. Ai nevoie poate pe lateralul oglinzii principale de o lumină de contur. Când dorești să te machiezi sau, nu știu, ți aplici o cremă, nu ai nevoie de umbrele acelea inerente care apar de la lumina de plafon. În multe cazuri și chiar aproape în orice apartament și în orice baie există două surse de lumină. Există și pe tavan și pe partea de oglindă. Și chiar din cauza asta avem game care conțin și plafonieră și în aceeași timp și corp pentru oglindă, pentru machiaj, pentru... Da, exact. Părăsim zona cristalurilor, alustrelor de living și de dining și ne orientăm înspre aspectele mult mai moderne în amenajarea locuințelor. Ceea ce avem în spatele nostru, aceste lustre colorate, sunt oare pentru camera copiilor? Nu. Într-un fel, da, pentru că sunt corpuri smart până la urmă. Niște OZN-uri. Sunt OZN-uri până la urmă. Smart, ce înseamnă? E cu aplicație de pe telefon. Poți să schimbi culoarea corpului cum dorești, roșu, albastru, galben, deci sunt 16.000 de culori și în aceeași timp poți să faci și lumină cu corpurile respective, pentru că au și parte cu lumină naturală, lumină caldă, lumină rece, de aceea de neon până la urmă, deci ceea ce dorește clientul poate să facă cu corpurile respective printr-o aplicație simplă de pe telefon. Deci cumpări o lustră. Să vedem dacă înțelegem bine. Cumpărăm o lustră și avem mai mult decât 10 lucruri într-unul singur cu acea lustră. Avem lumină caldă, lumină rece, lumină colorată în foarte multe nuanțe și o controlăm de pe telefon cu aplicația? Exact așa este. Oamenii se descurcă cu aplicațiile pe telefon în ceea ce privește, nu știu, lumina, aerul condiționat, tot ce trebuie să setezi de pe telefon. Se cere sau suntem încă speriați de tehnologie? Nu suntem speriați de tehnologie. Nu suntem speriați. Acum, pe partea asta cu aer condiționat, nu știu, pentru că nu mă pricep, dar pe partea de lămpi, da, chiar se cere și e destul de ușor ca să controlezi așa ceva printr-o aplicație, că aplicațiile sunt făcute în așa fel ca... un orice om, și dacă e expert într-un telefon smart sau dacă nu, ca să poată să controleze așa ceva. În momentul în care, nu știu, ești poate în concediu și nu dorești să lași impresia că acasă la tine nu este nimeni timp de 10 zile, se poate chiar de la distanță, dintr-o altă țară, din alt oraș, controla lumina de acasă, poți să o aprinzi, nu știu, o oră pe zi, să lase impresia de mișcare? Da. Chiar se poate. Se poate și programa, de exemplu, așa ceva, ca să nu stai tu sau să, dacă uiți sau ești uitoc sau, mă rog, așa, ca să programezi că de la ora 7 până la ora 10 corpul respectiv să se aprindă și după aia să se stinge singur. Pentru că tot este perioada concediilor, este, iată, o aplicație utilă de care am aflat astăzi. Nu trebuie să ne mai speriem de hoți, putem controla de pe telefon lumina din încăperi, aprindem lumina 2 ore seara, vecinii stau liniștiți, hoții stau dincolo de garduri, e ideal. Haideți să mergem înspre zona cu lămpi și aplice mult mai modernă. Ceea ce avem aici, în spatele nostru, este dintr-un alt registru, mult mai modern. Avem oare aplice sau corpuri de tavan? Spuneți-ne câteva cuvinte. Sunt spoturi pe bară, așa se numesc ele. Până la urmă, sunt corpuri care mai mult sunt pentru apartamente cu înălțime mai josă și caută clienții care vor cumva o lumină centralizată. Că până la urmă au o lumină concentrată spre ceva. Nu neapărat fac cu lumină generală. Sunt și cu lumină generală, dar în principiu lumina e concentrată de la corpurile deci, respective. Nu o lumină de ambient generală, ci cumva focusată pe un fotoliu, pe o masă unde dorești să lucrezi, poate pe un birou. Și se pot monta aceste corpuri, de exemplu, atât pe tavan, cât și pe perete, pe verticală, dacă dorim. Da, se pot monta și pentru tavan și pentru perete. Chiar din cauza asta există pentru fiecare familie, zicem noi, există cu 4 spoturi, cu 3, cam asta se pretează pentru tavan, și cu 2 și cu una pentru perete. Deci cumva... Ca să poți să asortezi într-o încăpere dacă trebuie să pui ceva și în tavan și pe perete, ca să fie în aceeași linie. Deci ceea ce recomandați dumneavoastră ar fi... așa cum foarte frumos le numiți,
o familie întreagă de spoturi, să cumpărăm ceva unitar, să cumpărăm același stil și din aceeași familie, chiar dacă ne fac cu ochiul mai multe modele, să rămânem fideli unei familii de spoturi. Exact, și să fie asortată până la urmă corpul respectiv de pe tavan cu corpul ce este pe perete. Se cumpără de regulă spoturi cu suport mat sau mai degrabă lucios? Ce credeți că dă mai bine într-o încăpere? Mai degrabă se cumpără corpuri cu finisaj mat. Pentru că toată lumea e frică că se văd amprente, urme, dar de multe ori încercăm să explicăm că până la urmă dacă un corp este pe tavan, nu mai ajungi la ea ca să pui mâna, să rămână amprentă și să se murdărească. Cred că, în general, femeile se gândesc mai atent la partea aceasta cu curățenia și, da, până la urmă, cred că este o decizie care se ia în familie, în doi, atât de către el cât și de către ea, când vorbim de alegerea corpurilor de iluminat. Da, așa este și chiar de multe ori se întâmplă că vine, de exemplu, ia la cumpărători și până la urmă nu se poate hotărâ și pleacă și peste două zile sau trei vine cu soțul și atunci împreună fac alegerile. Da, este vorba până la urmă de partea de soft a casei, partea de decorațiuni în care au un cuvânt greu de spus amândoi. Exact, și până la urmă amândoi stau în aceeași casă. Suntem aici la zona de lămpi de exterior. Cum tot mai multă lume locuiește într-o casă cu grădină sau poate chiar nu e vorba doar de o grădină, ci și de o terasă, de un balcon. Avem cu siguranță nevoie de o aplică, de un spot pe terasă. Din tot ceea ce vedem aici, atât corpuri moderne cât și clasice, chiar retro, vedem câteva modele. Ce vindeți cel mai bine? Sincer, vindem cel mai bine partea de corpuri pentru exterior moderne decât cele clasice. Ceea ce avem în spatele nostru. Aici avem cumva amestecate, da. Dar partea asta e mai mult pe partea de modern, aici avem pe partea de clasic, dar sunt și multe, multe alte produse în cataloge. Ce ne puteți spune în ceea ce privește becurile până la urmă? Se vehiculează foarte mult ideea de becuri cu LED în ultima perioadă. Nu știu dacă se mai poartă, se mai cumpără până la urmă becurile clasice, cele cu filament, becurile cu halogen. Mai aveți așa ceva de vânzare? Noi nu avem de vânzare și nici nu se mai fabrică genurile astea de becuri. În ultima perioadă, cam toți furnizorii, nu neapărat noi, ne-am axat și ne axăm pe corpurile care includ deja LED-urile și sunt LED-uri încorporate. Asta deci nu mai cumperi un bec separat pentru corpul de iluminat, cumperi corpul cu bec inclus. Exact, cu LED inclus și asta ne ajută foarte mult și la designerul lămpii, pentru că pur și simplu poți să reduci dimensiunea corpului de iluminat într-o simplă chestie, adică un bec e destul de mare, da? Un LED încorporat la un corp de exterior sau un alt, orice alt corp. Este foarte micuț. E pur și simplu o placă subțire și mică. E cât un card de memorie, cât o monedă până la... Exact, exact, exact așa este. Și asta ne ajută foarte mult. Și atunci, normal că foarte multă lume se axează pe corpurile care includ becul și LED-ul, pentru că nu au un cost în plus. Ce facem dacă se arde totuși? Sau acest gen de bec nu se arde niciodată? A oferit o garanție de ani și ani? Noi oferim o garanție, tot ce înseamnă pe partea de LED, de 5 ani. Da, 5 ani este mult, într-adevăr. Exact. Dar în 5 ani, până la urmă, nu prea are ce să se întâmple. Eu personal folosesc LED-uri de 10 ani, chiar de 11 ani și, sincer, nu am avut probleme cu ele. Acum că ne-am lămurit că becurile cu halogen și becurile clasice nu mai sunt la modă, chiar este foarte greu să le mai întâlnim prin magazine, ne-am orientat înspre alte tipuri de lustre. Niște lustre din lemn, din placaj. Din ce sunt făcute? Din placaj. Deci chiar e lemn până la urmă. Da. Și par gândite într-un fel anume, deși sunt din lemn, nu aduc deloc a corpurii clasice de iluminat. Nu au nota aceea de clasic, de...
nu știu, de încărcat. Sunt niște corpuri moderne. Chiar sunt niște corpuri moderne și așa au fost gândite. Și corpurile respective chiar sunt cumva în linia aceea de mijloc despre care am mai vorbit. Pentru că dacă ai o încăpere amenajată în stil modern și tu vrei să asortezi, de exemplu, cu parchetul, că mulți clienți se gândesc la asta, ca să asortezi corpul de iluminat cu parchetul, atunci ai posibilitatea ca să asortezi corpul de iluminat din cameră cu parchetul, cu scaune, cu mobilier. Sau poate nu dorești să ai un corp de iluminat metalic pentru a nu da senzația aceea de răceală, de rece din cameră. Vrei ceva mai cald și nici nu vrei să te orientezi înspre un corp de iluminat clasic cu brațe, totuși poate nu e potrivit cu stilul mobilierului. Ai varianta aceasta, foarte modernă, dar din lemn. Și mai există o variantă din pai, din rochită, din fâșii de ramuri împletite. Chiar din ață este corpul respectiv, aceasta despre care vorbim. Și dă impresia de pai până la urmă. Exact, da. Și corpul respectiv dă o senzație mai caldă pentru o încăpere, mă rog, unde o să fie montată. Pentru genul acesta de corpuri de iluminat există cataloage. Dacă dorești, nu știu, ceva de genul acesta pentru masa de bucătărie, dar dorești pe culoarea lemnului, se pot alege, se pot selecta culorile sau dimensiunile abajururilor, ori trebuie să alegem din ceea ce vedem pe showroom? Nu, deci chiar din orice produs care este expus, există și o altă variantă, ori mai mic, ori mai mare, ori de altă culoare, și chiar din cauza asta suntem noi aici ca să-i ajutăm clienții. Expuneți practic, dat fiindcă totuși spațiul nu este atât de cuprinzător cât un depozit, să puteți expune chiar toate produsele. Din fiecare model aveți unul sau două produse, iar dacă dorește cineva acest model, dar pe alte culori sau mărimi, îl puteți ajuta. Corect, așa este. Mai avem lângă noi niște corpuri de iluminat mai speciale în formă de ou. Exact, clopot, ou, depinde fiecare ce vede în funcție de imaginație. Spuneți-ne cum v-a venit ideea să achiziționați de la producător genul acesta de abajur și cât sunt de căutate, cât sunt de cerute? Sunt căutate pentru că și corpurile respective se caută pentru că toată lumea are o masă într-un apartament, într-o casă, și corpurile respective sunt gândite în așa fel ca să facă lumină doar pe locul de luat masă. Deci foarte spotat pe masa respectivă, cade conul de lumină, se și vede că este un abajur complet opac și focusează... Da. Metalul nu lasă să treacă lumină, asta e logic. Deci nu ne puteam gândi că e metalic, părea un material mai moale, mai soft cumva. Da, și este o imitație de beton până la urmă, că normal, iar ajungem înapoi la aceeași poveste. Depinde de amenajarea interioară ce ai în apartament. Și aveți tot așa ceva asemănător, tot niște clopote, dar un puțin altceva. Tot cred că o lumină spotată oferă, dar mai conțin niște perforații care cred că fac un joc de lumini foarte, foarte interesante. Da, exact. Ai impresia că sunt până la urmă niște... Cum sunt cu produsele de cristale? Deci ai câte o pată de lumină de undeva și vezi așa o strălucire, ca și cum te-ai uitat la cer. Seara, normal. Da, în momentul în care se aprinde lumina, ai inclus un joc de lumini pe tavan și pe pereți, până la urmă. Am întâlnit aici corpuri de iluminat dintre cele mai uimitoare și cele mai diverse forme. De la o veioză cală, care funcționează pe bază de LED-uri, până la lustrele pe care le vedem în spatele nostru și care mie îmi sugerează niște instrumente medievale de tortură, acestea metalice ca niște carcase. Spuneți-ne ce reprezintă și dacă se cumpără așa ceva. Sigur că da, se cumpără pentru localuri de cramă, de exemplu. Deci cam pentru localuri, pentru baruri, pentru așa ceva le vindem corpuri respective. Pentru că într-un apartament... Mă rog, acum și pentru un apartament, dacă e... Poate o bucătărie cu un anumit stil de amenajare. Exact, numai că foarte multă lume nu prea face genul ăsta de bucătărie, dar cerințe avem pe corpul respectiv. Lăsăm deoparte metalul și ne orientăm înspre lemn. Avem un lampadar cu picior din lemn masiv. E o scândură prelucrată în formă de picior.
chiar zi făcut dintr-o scândură și aparține de veiozele respective din lemn și care pot să asortez cu orice tip de abajur. Deși aici e lampadarul și e scândura respectivă și pot să asortez cu un abajur cu care dorești. Foarte, foarte interesant. Iar mai departe este un set care la prima vedere l-am trecut cu vederea și cred că ăsta este și scopul lui. Poate că părinții mei ar spune ceva de genul, nu știu, a uitat zugravul să-l protejeze cu folie înainte de a zugrăvi camera. Dar cred că așa este gândit. Păi așa este gândit, da. Și la fel pot să asortezi pentru o masă, de exemplu, un corp atârnat și pentru partea de bucătărie, spotul pe bară, care este de fapt un spot pe bară și se asortează foarte bine cu corpul respectiv. Și cred că merge foarte bine pe partea de design industrial. Când ai un perete sau plafonul lăsat din beton simplu, poți să atașezi genul ăsta de spot care să dea impresia de neglijent, de lipsă de efort, deși știm cu toții că ceea ce pare la prima vedere lipsă de efort este cel mai atent gândit. Exact așa este, sau dacă ai pe o perete, de exemplu, cărămidă sau chiar aparentă, piatră, sau chiar piatră decorativă pusă pe o perete și atunci se asortează perfect cu ea. Am aflat multe despre corpurile de iluminat, am văzut foarte multe stiluri din care putem să alegem. Trebuie doar să ne hotărâm care este cel mai potrivit pentru casa și interiorul nostru. L-am avut alături de noi pe Otilo Mate, reprezentantul showroom-ului de corpuri de iluminat. We'll be right back.